Vă salut! Bine v-am regăsit! Cum sunteți? Bine? Sănătoși? Și pe noi ne-a luat o mică răceală. Pare rău că, datorită lucrului mult, nu am putut să fac. Adică, nu că n-am fi putut, dar deci este oarecum timp și avem foarte mult de lucru, lucrăm doar noi, familie în familie și oboseală mare. Acum este duminică și am zis să fac repede un scurt filmuleț, repede așa, cu răsadurile. Am început vânzarea de vreo 2 săptămâni, dar a mers ceva, am vândut ceva, dar din cauza frigului a stagnat. Sperăm să îndrepte vremea și să le vindem. Căldură mare, mai bagă și cât un frig, e bun și frigul, că le ține mai pe loc. Da. Asta e. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate. Ce avem noi? Repede. Avem vinete Aragon. Faine. Au crescut. Mari, înalte. Se pot planta ok. Am avut anul trecut mai micuțe. Erau bune de plantat. Cel puțin eu. Mie îmi place de obicei să plantez răsadurile mai micuțe. Nu mari. Și mi-a zis cineva ce a venit să cumpere de la noi, zice, băi, vine-te, nu cumpăr că-s micuțe. Păi și? Că zici, ca o rădăcină cu tare. Dar zice, nu cumpăr că dacă fac groapă, nu se mai văd din groapă. Păi, dar cât de groapă mare faci? Cât de groapă? Eu fac o gropiță cât cubul la celulă. Și cum fac cu hârleț? Na bine. Mai avem niște ardei. Ardei amii, aici niște capi, aici niște gogoșar, iarăși un ardei gras, fain. Scuzați, am răcit pe aici prin solar, aici l-am mutat eu și încă s-a îmbordat sau nu știu ce a făcut, a căzut pe el lemnele astea. Niște castraveți. Ceapă de ceapă verde. Asta cred că e praz. Prazul a ieșit foarte bine, ceapa mai slăbuț. Iar restul e ceapă. Mai am din asta ca să ardei iute mic de ghiveci. Niște varze. Niște roșii de Buzău, le-am pus mai târziu. Îmi pare rău că n-am mai semănat, între timp trebuia să mai fi semănat. Că mai este cerință de roșii. Praz, ăsta așteaptă să fie repicat, nu știu când, prazul e repicat, e ok, out, nu știu când să-l scot afară, începe să florească. Mi-este teamă de frigul ăsta, n-am timp să le fac, să le acopăr, să le, n-am, nu-i, bun. Cam asta e, mă grăbesc că n-am nici spațiu pe telefon, suficient. Aici tot ardeioase, vinete, leuștean, creițe pitici, iar niște roșii de ale noastre mari, vinete, mai târziu, dovlecel, escanderani. Aici ardeioase, lubeniță, pepene galben, busuiace, așa, cam asta aici, un solarul mic, un răsadniț. Eu aici răceală. Bun. Ce mai avem pe aici? Niște pătrunjel repicat,
Nu știu dacă s-a luat de pământ sau nu, nu știu. Văd că... Ia să încep și eu acum. Se sparge cubul, dar are ceva, totuși. Se sparge cubul, dar are ceva. Bun, aici am niște, iarăși, roșii mari semănate. Au fost cam vechi, din 2022. Din 2022. Ce a fost din 2023, anul trecut, le-am semănat. Și zic, hai să le semăn și pe astea. Și răsariele, da, slăbuți. Slăbuți. Alea care sunt așa mai micuțe, a fost sămânța mică, zic, hai să nu arunc să o pun. Și am pus nici acolo câte două. Și aici am niște roșii, le testăm anul acesta să vedem cum se fac, mari, mici, ce produc. Castraveți prut, vreau să-i semăn anul acesta. Niște dovlecel galben, așa, roșii, ce roșii? Roșii bulgărești, le-am luat de la semințe 1. Vreau să fac test anul acesta. Să văd cum cresc ele, ce cresc, cum se fac. Bun, ce este acolo? Chiloto, roșie de grădină gigant. Roșie de grădină gigant. Gigant roșu. Ce mai e? Belmonte, Marmande, Fantazia. Cam atât. Așa. Și mai am eu Harmonia și Medelina. Iarăși pentru test anul acesta. Aici am semănat salată model. Am cumpărat-o mai târziu. Salata. Am niște crăițe care așteaptă să fie repicate cam târziu. Prea târziu. Tot multe. Multe mai așteaptă. Țelina. Mentor, ardei, castraveți, roșiile, de mai multe feluri, lunguiețe, rila, reiana, inimă de bou, trebuie să le mai udăm. Ce avem aici? Am niște ardei valahia, așa borcănat. Răsat de măghiran, răsat de cimbrișor, cimbrișor, nu știu, nu vreau cimbru, nu mai găsesc cimbru. Dacă voi găsiți cimbru, să-mi spuneți și mie, nu mai găsesc cimbrișor. Roșii, ardei ami, de la superior, ureche de elefant, să știe la număr, așa, la fel să știe ce sunt ăștia, strâmbi. Am făcut în toamnă, dar foarte târziu, prin luna noiembrie, 11 decembrie, la sfârșitul lunii noiembrie, am făcut răsat de rozmarin. Anul trecut mi-a ieșit tot, anul ăsta nu, anul ăsta foarte puțin, foarte târziu, pe când era frig, la fel de mușcate, prea târziu, pe când era frig, am murit multe, nici n-am oferit condițiile necesare, ce-i drept, da, nu ne plângem. Astea sunt roșiile, gata de plantat. Mai avem și afară. Ce să mai arătăm? Fasolea Goldfield. Acum începe să înflorească. Am impresia că nu-i place că noaptea este cam frig. Nopțile sunt cam friguroase, am lăsat ușile deschise, în mod special pentru roșii, să nu crească prea mari și am impresia că nu-i convine curenții de aer de noapte, probabil. Când a fost mai călduț, da, am lăsat ușile deschise, când a fost mai răcoare, le-am închis. Cum a fost zilele astea răcoroase, 4 grade, 3 grade, am avut și 2 grade. Aici iarăși roșii. Tot așa, prunușoare, marmande, inimă de bou, nu, marmande nu, reiana, rila și prunușoare din alea, am zis. Astea sunt roșiile Medelina, test anul acesta. Are aici
Una, două roșii. S-ar putea să se facă mare. Și mai e una micuță acolo. Aia nu știu dacă e viabilă. Aici ia să vedem. Are una, două, trei, patru, una micuță, trei. Deci cam trei. Uite, ea are mai multe aici, ea. Nu mă interesează să fie multe la număr, să fie puține și mari. Asta, aici, am un soi de-al nostru. Cel luăm noi din an în an și îl cultivăm. Mintenaș începe să înflorească. Asta îl cunoaște, îl știm, extraordinar. Dincolo am Optima. Optima e funul, hibrid de test. Anul acesta e primul an care îl punem și îl testăm. Nu știu despre el nimic. Am auzit că e productiv. Mi-a zis chiar, mi-a confirmat și fratele, am zis bine, domnului Ciprian Porumb, domnul Alin, a zis că sunt foarte productive. Nu știu acum cum este, la gust, cum o fi, dar în general, cele care au fost mai tari la noi, în pământul nostru, care cum le-am cultivat noi, au fost extraordinare. Dacă le cultivi în vată minerală, într-adevăr, este beton fără niciun gust. Dacă le cultivi în pământ și le lasă să se coacă singure, chiar și acelea care, într-adevăr, sunt tari și beton, la noi se fac super faine. Am cultivat gravitet, tot de la Syngenta, extraordinar de bun, gustos. Într-adevăr, un pic mai tare, nu așa semos, dar mai sunt oameni care vor și așa. Cam asta este, cred că se termină și spațiul, se o să oprească clipul. Vă salut, multă sănătate, nu ne pare bine că ne urmăriți. Cam asta e. Vom mai avea multe de făcut anul acesta, în primăvara asta, de plantat. Sperăm să avem și timp să mai vă transmitem ce lucrări mai facem noi prin grădina lui Țăran. Bun, am salutat, mult respect, iubiți-vă mult și multă sănătate!